Mihai Stănișoară propune înființarea unei fundații în subordinea Consiliului Județean, prin intermediul căreia asistații sociali să beneficieze de o gamă largă de servicii. Noi la Consiliul Județean vrem să venim să completăm ceea ce statul nu poate să rezolve sau nu rezolvă așa cum trebuie. Și de aceea vom înființa o fundație în care vom atrage fonduri, și fonduri europene, și fonduri private, particulare, adică bani, cu alte cuvinte, cu care să putem ajuta pe cei vârstnici sau pe cei fără posibilități materiale, cu medicamente, cu consultații medicale gratuite, cu alimente, cu multe altele. Și nu în ultimul rând, să putem ajuta și copiii care n-au posibilități să urmeze școala mai departe. Mihai Stănișoară și Vasilică Ologu, candidatul MNMH la funcția de primar al comunei Dârvari, au declarat că vor face tot ceea ce ține de ei pentru punerea în aplicare a acestei inițiative. Dorim ceea ce hotărâm împreună, ceea ce vă promitem că facem, să și îndeplinim. Și trebuie să aveți încredere și încrederea vă dă, așa cum v-am mai spus, ceea ce am realizat noi până acum. Pentru că din 2008 încoace noi am început să schimbăm județul. Este un om cu suflet mare și ce să mai... Deci ceea ce promite se pare că chiar a făcut și va face, cu siguranță va face. A obținut fonduri și oamenii îl au la suflet. E un om bun, capabil, tot ce promite, face. Se zbate zi și noapte. Pe 10, viitorul președinte al Consiliului va fi Mihai Stănișoară.